Hunedorenii sunt invitați să deguste bunătățile culinare maghiare, să se bucure de dansul, portul și tradițiile acestor comunități la cea de-a 14-a ediție a evenimentului intitulat Zilele Maghiare, care va debuta mâine, 16 septembrie, la Hunedoara, Deva, Petroșani, Băcia, Lupeni și Jeledinți. Sărbătoarea va dura până în 24 septembrie, iar intrarea este liberă. Este o bucurie pentru noi să putem să venim, să creăm anumite evenimente culturale, dar și evenimente pentru tineri, concerte, evenimente culinare și gastronomice, foarte importante de altfel pentru identitatea noastră. Prin aceste evenimente să arătăm cultura noastră, tradițiile maghiare din județul Hunedoara, dansurile, muzica, valorile în general pe care noi le creăm. De altfel, acesta este și motoul sub care organizăm anul acesta pentru a 14-a oară Zilele Maghiare în județul nostru, pentru că avem valori. Valori sunt și cele construite și cele istorice, dar valori sunt și oamenii zilelor noastre care își dedică o parte din timpul lor pentru comunitate. Poate pata de culoare a Zilelor Maghiare, care vor dura timp de 9 zile, deci și weekendul acesta, dar și weekendul următor la Petroșani, în Lupeni și la Deva vor fi acțiuni. Deci, pata de culoare este o expoziție de fotografie inedită. Ea va fi instalată deja vineri seara la Deva, în piața centrală, acolo unde un fotograf din Odoteiul Secuiesc, David Botond, va expune câteva mii de fotografii de costume populare și porturi populare de pe tot globul. Manifestările vor debuta sâmbătă la Hunedoara, Petroșani, Brad și Băcia și vor continua până în 24 septembrie, fiind pregătite o mulțime de concerte, concursuri de gătit, de pescuit și diferite activități în aer liber. Vreau să fac o invitație pentru toți devenii hunedoreni, pentru toți locuitorii din județul Hunedoara, care vor avea un moment liber, o oră sau două, să petreacă la unul dintre concerte sau evenimente. Vă rog frumos să o faceți și vă așteptăm cu drag, cu brațele deschise, să gustați și o clăbită sau un guiaș, dar să și participați la evenimentele noastre culturale.